Pe 24 septembrie 2182, oamenii de știință cred că un asteroid ar putea lovi Pământul. Cercetătorii de la NASA urmăresc îndeaproape asteroidul Bennu, un obiect cosmic cu o lățime de 1610 metri, care s-ar putea lovi de planeta noastră. Dacă Bennu ar lovi Pământul, acesta s-ar izbi de suprafață cu o viteză de aproximativ 11 km pe secundă. Este atât de mare încât ar putea elibera 1400 de megatone de energie, conform unui calcul al NASA, ceea ce înseamnă de cel puțin 24 de ori mai puternic decât o armă nucleară. Din fericire, șansele ca acest lucru să se întâmple sunt foarte mici, aproximativ 1 la 2700 de mii, conform unui studiu din 2021. Cu toate acestea, NASA este suficient de interesată de Bennu pentru a lansa o misiune de 7 ani pentru a studia, care urmează să aducă înapoi o monstră prețioasă de pe asteroid într-o aterizare dramatică duminică. Această misiune ar putea să ne ajute să prognozăm mai bine viitorul vecinului nostru cosmic, dar ar putea de asemenea să ofere o perspectivă fără precedent asupra formării Pământului. Bennu aparține unei categorii de asteroizi numit ucigașii de orașe. Asta înseamnă că dacă ar lovi Pământul, a cărui probabilitate este 0 până în anul 2100 și foarte mică după aceea, conform NASA, ar fi suficient de puternic pentru a aplatiza un oraș mare. Asteroidul în formă de diamant nu este străin de vecinătatea Pământului. Datorită orbitei sale lungi în jurul Soarelui, se apropie de Pământ ca la fiecare 6 ani, dar de obicei păstrează o distanță politicoasă față de noi. Nu s-a apropiat niciodată mai mult de aproximativ 5 milioane de kilometri. Pe măsură ce se deplasează în jurul sistemului solar, orbita lui Bennu se poate schimba, iar aici devine puțin mai riscant. Pentru a-și face întâlnirea din 2182 cu Pământul, Bennu va trebui să treacă printr-o fereastră foarte mică în spațiu, o gaură de cheie gravitațională în 2135. Acest lucru i-ar schimba perfect orbita pentru a se alinia cu planeta noastră, relatează impact.ro.